Bună dimineața! Să nu uit două, trei cuvinte despre partida de ieri de la Bătești. Am primit înainte multe. Dom'le, nu mi-a tras decât de două ori. O dată am luat trei pești, doi pești. Întotdeauna nu voi sta în același loc pe aceea baltă. Este o baltă ciudată. Poți să ai 10 trăsături, să ai 10 unul după altul, cum s-a întâmplat ieri, față-față cu mine, lua cineva unul după altul. Și deodată, nu mai trage. Efectiv, nu mai vezi un pește. Un pește. Zici că n-ai dat acolo. Ah, s-a agățat. Ați observat, mă mut în permanență, niciodată. Am luat 3 caraj dintr-o parte, 2 caraj dintr-o parte, un pește. Asta dacă am loc, mă mut. Ia, hai. Ah! Mă, ce frumos asta. Asta dacă am loc. Când sunt mulți pescari, nu am această posibilitate de a mă muta dintr-o parte în alta. Și în momentul în care nu m-am mutat acum, nu știu cât, 2 săptămâni, o săptămână, am luat 4 caraci. Deci în permanență peștele îl caut. Nu stau să vină peștele. Față în față cu mine a luat, hai. Fuai de cap. Este incredibil. Mai până că dau. Să-l caut, să dau de el. Am luat de aici 2, de acolo 3. În partea alta mai luat încă 1, iar m-am mutat înapoi. Hai, mă. Și cam asta e. Asta se întâmplă pe orice baltă, nu neapărat pe Bătești. Baltă care îmi permite să fac acest lucru. Dacă este o baltă micuță, automat. Dacă cineva dă cu 7 undițe, n-am nicio șansă să mă... Hai! Aici este la fel. Plec de aici, mă duc în stânga, în dreapta. Nu stau. Pentru că nu prinzi. Cu toate că este, v-am arătat, o baltă populată, nu prinzi. Iar în momentul în care se va da drumul la pescuit, tot peste de aici va pleca în baltă. Te gândești, Doamne, cât... Ah! Cât pește! Cât pește am... Cât pește era și acum nu mai văd un... Stai că mi s-a încurcat. Să nu uit ideea. Va pleca tot pește de aici și... Te întreb unde este. Cu toate că mai bag încă o tonă și ceva de pește. Am înțeles că săptămâna care vine. În fine. Referitor la această baltă, am repetat de atâtea ori, domnul administrator, trebuie să vină și dânsul, că data nu e, nu îi dă drumul. Când îi se va da drumul, nicio problemă. Automat, dar foarte mulți dintre dumneavoastră cunoaște balta, dar cei care nu cunosc, nicio problemă. Îi spune numele bălții, dânsul nu dorește. Și așa a zis că primește, vă dați seama câte telefoane, când se va da drum. Vreau să vă arăt un direct. Gardul fiecare dată. Așa, bățul. Partida trecută mi l-a rupt, mi l-a făcut. Am făcut altul, am pus alt cotor, alt băț. Dar a fost vina mea, n-a fost vina nimănui. Pur și simplu, vina mea. Stai pe găleată și... O să vă arăt dacă prind. A scăpat o bucată din ea. Am vrut să dau drumul la telefon și nici n-am avut timp să pun mâna pe el, nu să dau drumul.
A prins un caras. Să nu uit, în această baltă tot peștera se eliberează. Nu, nu se ia pește. A, da, îți dă voi administratorul, ei, mi-a plăcut, nu știu, am văzut, în limita bunului simț, ei, eu știu, până în 10 caraci, 12 caraci, depinde de mărime, pentru consum propriu, nu, niciodată, prind găleți de pește, așa, vă dați seama ce s-ar întâmpla. Nu, îl prizi, după care îi dai drumul. Ah, și mi-a făcut bandit. Îi dai drumul? Îl pui în baltă. Hai. Ați văzut? E, asta mi se întâmplă. Asta mi se întâmplă. Uf, Doamne. Să iau și unul în direct. Că ai idee să vezi. Uite. Ah, era să-i o dau. Bă, nu. Dacă mă ține bateria de la telefon, să vă arăt. Dar să iasă mai mult soarele, că automat va trage mult mai bine când e cald. A ratat. Dau la vierme cu liberul. Hai, mă! Când el nu vrea, nu vrea. Da, să vă răcaras. Asta să vedeți, a fost un prins. Doamne, cât e. L-am luat. La vierme cu liberul. Uitați-vă care și uitați. Virarăt. Este un credeție ce frumos. Cât de mare. Nu mai știu să... Să pun ca să... Nu știu cât de mare este. Foarte fericit. Bine că mi-l-am uitat, dacă îl scăpa, măcar îl vedeți dumneavoastră. Superb. Stați să vedeți ce mi-a venit, sunt singur pe baltă. Deci, domnul administrator are puțină treabă. Hai să vedeți și dumneavoastră. Foarte, foarte greu să-l scos singur. Foarte greu. Dar l-am scos. Și zic, măcar să vi-l arăt, că pe urmă... Acum nu mă mântesc, dacă îmi vine, chiar dacă scapă, nu-mi pare rău. Cât de frumos o să fie. O, uite-te, bătut cu el parte în parte. Frumusețe. Bucurie enorm. Am prins și caras, dar foarte puțin. Poate mai iau, dar mă bucur că vă pot arăta așa ceva. Și să vă arăt de fiecare dată. Ce fac cu el? Uitați. Stai puțin că nu pot să mă duc mai. Hai mă. Hai. S-a dus.
Acest lucru fac cu peștele. În fine. Poate mai vin. Dar să mai bară și dumneavoastră așa decât... Aoleu! Să prind, să prind. Nu știu unde-i. Unde-i stat? Am prins vreo câteva carași. Doi carași. Nu știu dacă am luat cinci, dar doi. Foarte, foarte frumoși. A plecat în larg. Nu mai este pe aici. Soarele ăsta mă bate în ochi. Tu că vizoare este imediat. Îndepărat. E să nu-l scap la aia. Păi ce că a prins puțin. Dar... puțin și frumoși. Nici nu trebuie decât să vă arăt de asta. Că de mai dau acolo. Pleacă încet, încet, are mult mai multă forță și... și pleacă de pe acest canal. Vom vedea dacă mai reușesc să prind câțiva. Stați așa, stați așa. Să mai și filmăm. Scăpat, dar foarte rar. Am prins mulți, nu pot, cum stau, am prins mulți micuți. Ia să vezi chin, iar. Vezi chin. Stau cu un picior. Bine că am zis. Picioare nu. Foarte mulți mici. Mici. Hai mici ca asta, vă dați seama. Hai mă. M-am aruncat. Am păstrat numai carasul care este răsărit. Am luat două bucăți foarte frumoase. În rest, care a scapat, m-a vrut 3-4, nu știu. În fine, merg să vă arăt și un ciortan. Frumuseți. Stați aici, ușor, ușor să nu speriem. Ușor, stați aici. Mamă, ce crapă! Mamă, ce crapă! Nu știu dacă îi vedeți. Telefonul redă foarte puțin din ce pățesc. Auzi, uitați-l aici, nu știu că se vede. Dita mai. Dar în orice caz a început să plece de pe acest canal. Aici, fiind apa mai mică, se încălzește imediat. A început să plece. Într-o săptămână sunt sigur că va trage și în baltă mare. Ne poate da drumul. Când o fi în balta mare, zici, unde-i peștele? Mamă! Amicule! Mamă! Dă-mi telefon! Nu, 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 nu.
Nu, nu! Nu, bătrâne, prieten! Ce? Tezocra! A scăpat! Extraordinar! Partida asta s-a terminat. Nu să mă odihnesc, nu mai pot crede. Ca întotdeauna, super partid, ați văzut și peștele scăpat, ați văzut crap, am prins unul și a scăpat, cred că vreo, a scăpat și domnul administrator. Acestea sunt carașii, super carași, dar să scup ăștia mai mari pe, ca întotdeauna. Să vă arăt ce sunt. Ce pot să mai... Cam asta a fost. Cam asta a fost. Se așez undeva, iar îi pun pe iar. Mi-am băgat un sac pentru a păstra găleata curată, critică că e găleata murdară, de ce nu spun, nu e nicio problemă. Cu scritul ăsta, deci să mai mă odihnesc, să mai mă... Stați așa, să-i punem, să-i și fotografiez. Îi punem aici în iarbă. Stați o secundă. Super pește. Pe cel mic v-am spus că îl arunc. Înapoi nu-mi bat. Cam asta a fost. O zi frumoasă vă doresc.